Tufele astea de coacăs sunt neobosite. Am făcut un calcul într-o zi, cred că le am cel puțin de 20 de ani. Și în fiecare an sunt pline de rod. Acum deja am cules o parte și am conservat. Am mai lăsat ceva să avem așa de gustare pentru micul dejun și pentru salată. Astăzi o să facem o salată foarte simplă, o salată plină de nutrienți, foarte sănătoasă, o salată care merge mâncată și simplă, merge și cu cărniță, merge și cu brânzică, fiecare după gusturi. Rețeta asta am adaptat-o eu după o rețetă libaneză. Am mâncat-o la un restaurant. Mi-a plăcut extraordinar de mult și se numește tabuleh. Nu știu exact cum se spune corect, dar se scrie, o scriu pe ecran. Are pătrunjel, are ceapă, are roșioare și ceea ce am mâncat noi avea și rodie. Dar știți cum e rodia? Dulce acrișoară, suculentă, are și niște semințe. Și dacă stăm să ne gândim bine, seamănă destul de mult la gust cu coacăzele astea roșii. Și am zis, bă, dacă tot ne place salata asta, de ce să nu o facem noi din grădina noastră? Da? Și uite așa, am adaptat-o frumos și o mâncăm de câte ori avem ocazia. Grădina BioLegumix. Inspirație pentru grădinarii amatori. Astea sunt de ajuns. De la început de iulie, iar eu am ceapă verde, frumoasă, destul de fragedă așa. Și ce credeți? O am din ceapa pe care am semănat-o aici, direct, în stratul ăsta. Și v-am arătat într-un video cum am făcut. O să vă las linkul în descriere dacă vreți să vedeți detaliile despre această metodă de cultivare a cepei. Eu mă bucur de ceapă verde acum la început de iulie, vă spun drept. Mie nu prea îmi place ceapa aia care este între ceapa uscată și ceapa verde. Chiar deloc nu-mi place să gătesc cu ea, mi se pare că pierd foarte mult. Dar așa sunt perfecte în salată. Și acum că roșiile au început să se coacă binișor, o să iau roșii cherry prunișoare, care sunt cele mai bune, că sunt tăricele așa, nu trebuie foarte multe, 3-4. Iau de aici o mână bună de pătrunjel verde, care e înconjurat din toate părțile de gălbenele. Le-am lăsat să crească și le culeg în weekend, în plin soare. Deci o legătură bună de pătrunjel. Asta în funcție și de câtă salată vrem să facem. Eu zic că nu trebuie făcută prea multă odată ca să fie proaspătă. E mai bine să facem mai des, câte puțină, decât să o ținem pe la frigider până își pierde toate vitaminele. Pătrunjelul special pentru frunză este deosebit. Nu se compară, deci nu trebuie să îl confundăm cu cel de rădăcină. Acela e aspru, deci cam asta ar fi legătura de pătrunjel. Cred că la piață ar fi vreo două. Eu am terminat filmarea, salata e gata, dar am uitat unul din ingrediente și mi-am adus aminte abia la sfârșit. Așa că va trebui să rămâi cu mine până la final ca să nu pierzi esențialul. Așa, am primit șorțulețul ăsta de ziua mea. Trebuie să-l port, nu? Mai ales că e personalizat și e dăruit cu mult drag. M-am emoționat. Să recapitulăm încă o dată ce avem nevoie. O legătură bună de pătrunjel, 3 roșioare sau 2 mai potrivite, dar tăricele să fie, 2 mâini bune de coacăze, ulei de măsline, sare și lămâie. Ceapă, eu am pus 4 cepișoare mici, nu-mi place foarte
intens gustul de ceapă în salata asta, se poate pune mai multă sau mai puțin în funcție de gusturi, o să vedeți după ce faceți prima dată. Un castron și două furculițe cu care să amestec toate ingredientele. Tot ce trebuie să facem este să le mărunțim pe toate cât mai bine. La fel procedăm și cu roșioarele și uite ce bine e să stai jos. Stăm destul în picioare. Mai stăm și jos când putem, nu? Deci inclusiv roșioarele le tăiem așa în cubulețe, finuțe, cât putem de finuțe. Vă rog să-mi scrieți în comentarii. Ați mâncat vreodată salata asta tabule? Voi cum mai folosiți coacăzele? Acum pătrunjelul, mai ales când culegem de la noi din grădină și știm exact că sunt curate, sănătoase, e minunat. Pătrunjelul este bombă, bombă de vitamine, da? Nu mi se par prea fragede de tulpinile astea, așa că nu le pun. Când pătrunjelul e mai fraged, primăvara, mai devreme, se pot pune și tulpinile și sunt chiar crocante și bune. Iar trag ăștia. Ce să-i faci? Când e război, trebuie să fii pe fază. Să fii pregătit pentru orice. În continuare, luăm bobițele și le dăm drumul pur și simplu în salată după ce am ales codițele astea, da? Deci ce mai avem de făcut acum este să-i dăm gust, punem puțină sare, punem ulei de măsline, o lingură și zeamă de lămâie. Dacă vă place, puteți presăra și puțin piper. Dacă vrem să fie mai zemoasă, putem să punem, să zdrobim niște bobițe de coacăze. Pur și simplu să le punem zdrobite în această salată. Eu o să le desfac pe ultimele pe care le am aici. O să le las așa pe margine, ca niște mărgeluțe de decor. Și o să vă spun și ingredientul secret, pentru că întotdeauna există un ingredient secret pe care o să-l pun acum la sfârșit. Ceva care îi dă un gust extraordinar și senzația de răcoare, așa cum trebuie să-ți dea o salată, senzație de prospețime. Uite așa, până la ultima. Acum aducem ingredientul secret. Ce am aici? Îi simțiți parfumul? Mentă. Una pentru decor și pe celelalte le tăiem mărunt, mărunt, mărunt. Rețeta originală conține și bulgur. Dar noi așa am primit-o la restaurant, simplă, alături de humus și frigărui de berbecuț. Știți că bobițele de coacă se pot conserva foarte bine, să ne bucurăm de ele și la iarnă? Vă las aici un videoclip în care am arătat cum putem conserva în formă întreagă bobițele de coacă și sub formă de suc, fără zahăr, fără conservanți, ca să ne putem bucura de beneficiile lor tot anul. O fi terminat frigăruile, soțul meu? Să sperăm! Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!